După 20 de ani, talibanii au ajuns să obțină victoria în războiul din Afganistan. Grupul și-a finalizat șocantul avans rapid în toată țara prin capturarea capitalei afgane, Kabul, pe 15 august. Acest lucru vine după ce forțele străine ale NATO și-au anunțat retragerea în urma unui acord între SUA și talibani la 2 decenii după ce forțele americane au îndepărtat militanții de la putere în 2001. Conflictul a ucis zeci de mii de oameni până în prezent și a strămutat milioane. După capturarea Kabulului, forțele talibane s-au angajat să nu permită Afganistanului să devină o bază pentru teroriștii care ar putea amenința Occidentul. Însă se pun deja întrebări cu privire la modul în care grupul va guverna țara și ce înseamnă guvernarea lor pentru femei, drepturile omului și libertățile politice. Așadar, astăzi vom vedea mai pe larg ce se întâmplă în Afganistan și ce semnifică faptul că puterea a ajuns la talibani. Cine sunt talibanii? Talibanii sau studenții în limba paștună au apărut la începutul anilor 1990 în nordul Pakistanului, după retragerea trupelor sovietice din Afganistan. URSS a invadat Afganistanul în 1979 și s-a retras în 1989. Regimul lăsat de aceștia după plecare s-a prăbușit și el destul de rapid, după cum vedem că s-a întâmplat și zilele acestea cu regimul susținut de americani. Se crede că mișcarea talibană a apărut pentru prima dată în seminariile religioase, majoritatea plătite din banii din Arabia Saudită care predicau o formă dură a islamului sunit. Făgăduința făcută de talibani în zonele conduse de ei care se întindeau în Pakistan și Afganistan a fost de a restabili pacea și securitatea și de a-și aplica propria versiune austeră a șariei sau a legii islamice odată ajunși la putere. Din sud-vestul Afganistanului, talibanii și-au extins rapid influența. În septembrie 1995 au capturat provincia Herat la granița cu Iranul și exact un an mai târziu au capturat capitala afgană, Kabul, răsturnând regimul președintelui Burhanuddin Rabbani. Până în 1998, talibanii dețineau controlul asupra aproape 90% din Afganistan. Afganii de rând au întâmpinat în general cu căldură talibanii când au ajuns pentru prima dată la putere. Popularitatea inițială s-a datorat în mare măsură succesului lor de a elimina corupția, de a reduce ilegalitățile și de a face drumurile și zonele aflate sub controlul lor să fie în siguranță pentru ca activitățile comerciale să înflorească. Dar talibanii au introdus și au susținut de asemenea pedepse în conformitate cu interpretarea lor strictă a legii Sharia, cum ar fi execuțiile publice ale criminalilor condamnați și amputări pentru cei găsiți vinovați de furt. Bărbaților li se cerea să-și crească barbă, iar femeile trebuiau să poarte burca care acoperă tot corpul. Talibanii au interzis de asemenea televiziunea, muzica și cinematograful. Aceștia au fost acuzați de diferite încălcări ale drepturilor omului și de abuzuri culturale. Un exemplu popular a fost în 2001, când talibanii au continuat distrugerea celebrelor statui Buddha Bamiyan din centrul Afganistanului în ciuda indignării internaționale. Înlăturarea de la putere. În 2001, Statele Unite a răspuns atacurilor din 11 septembrie asupra New Yorkului și Washingtonului, în care aproape 3000 de oameni au fost uciși. Oficialii au identificat grupul militant islamist Al-Qaeda și liderul său Osama Bin Laden ca fiind responsabili. Bin Laden se afla în Afganistan la acel moment, sub protecția talibanilor. Când au refuzat să îl predea, armata Statelor Unite a intervenit militar, îndepărtându-i rapid pe taliban de la putere și jurând să sprijine democrația și să elimine amenințarea teroristă cauzată de aceștia. Militanții islamiști au fugit și s-au regrupat ulterior. Aliații NATO s-au alăturat SUA și un nou guvern afgan a preluat conducerea în 2004, dar atacurile mortale ale talibanilor au continuat. Creșterea numărului trupelor americane comandată de președintele Barack Obama în 2009 a contribuit la împingerea talibanilor înapoi, dar nu a avut efect pe termen lung.
în 2014, la sfârșitul celui mai sângeros an din acest război, forțele internaționale ale NATO și-au încheiat misiunea de luptă, lăsând responsabilitatea pentru securitatea armatei afgane. Acest lucru a dat impuls talibanilor care au cucerit mai mult teritoriu. Discuțiile de pace dintre SUA și talibani au început provizoriu în acel an, guvernul afgan fiind aproape neimplicat, iar acordul privind retragerea trupelor NATO a venit în februarie 2020 în Qatar. Acordul dintre SUA și talibanii nu a oprit însă atacurile lor. Aceștia și-au schimbat focalizarea în schimb pe forțele de securitate afgane și pe civili și au vizat asasinate, iar zonele lor de control au devenit din ce în ce mai mari. Recucerirea Afganistanului de către talibani. În anul care a urmat acordului de pace dintre SUA și talibani, aceștia din urmă au părut să-și schimbe tactica de la atacuri complexe în orașe și avamposturi militare la un val de asasinate țintite care au terorizat civilii afgani. Țintele, jurnaliști, judecători, activiști pentru pace, femei în poziții de putere, au sugerat că talibanii nu și-au schimbat ideologia extremistă, ci doar strategia. În ciuda îngrijorărilor grave ale oficialităților afgane cu privire la vulnerabilitatea guvernului față de talibani fără sprijin internațional, noul președinte american Joe Biden a anunțat în aprilie 2021 că toate forțele americane vor părăsi țara până la 11 septembrie, fix la 2 decenii de la căderea World Trade Center. După ce au supraviețuit 2 decenii de război, talibanii au început să pună mâna pe zone întinse de teritoriu din Afganistan, înainte de a răsturna încă o dată un guvern la Kabul, în urma retragerii trupelor NATO. Talibanii au traversat Afganistanul în doar 10 zile, capturând primul oraș important pe 6 august. Până pe 15 august se aflau deja la porțile Kabulului. Avansul lor fulgerător a determinat zeci de mii de oameni să-și părăsească casele, mulți ajungând în capitala afgană, alții îndreptându-se spre țările vecine. Afganii de rând au ajuns să urce pe avioanele care plecau din aeroportul Kabul doar pentru a scăpa din fața furiei talibanilor. Revenirea lor la guvernare pune capăt astfel unei prezențe de aproape 20 de ani a unei coaliții conduse de SUA în țară. De ce sunt talibanii atât de puternici? În ultimele 2 decenii, SUA a cheltuit mai mult de $1 trilion în Afganistan. A instruit soldații și poliția afgană și le-a furnizat echipamente moderne. În februarie, forțele afgane numărau 308.000 de angajați, potrivit unui raport al Consiliului de Securitate al ONU, cu mult peste numărul estimat de luptători talibani înarmați, care variază de la 58.000 la 100.000. În cele din urmă însă, forțele afgane s-au dovedit a fi mai slabe decât talibanii. Carter Malkasian, fost consilier în statul major american, a declarat că forțele afgane au uneori o lipsă de coordonare și suferă de un moral slab. Cu cât au avut mai multe înfrângeri, cu atât moralul lor a devenit mai rău și cu atât talibanii au fost mai încurajați. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Shahin, a declarat că nu au fost surprinși de ofensiva lor militară de succes. Biden, singurul vinovat? Este o eroare să îi se reproșeze lui Biden retragerea din Afganistan. Nu doar că Trump a semnat acordul de retragere, dar esența trumpismului a fost o Americă mai absentă din problemele lumii și mai concentrată pe propriile crize. Nici măcar lui Trump nu îi putem atribui această doctrină. Ea reprezintă paradigma dominantă într-o Americă ce se redefinește în contextul marii provocări economice și militare din Pacific, și anume China. Statele Unite nu își mai doresc să se supraîntindă în Orientul Mijlociu, ci doar vor garanta în continuare securitatea Europei în fața Rusiei. Ce s-ar putea întâmpla pe viitor? În prezent rămâne neclar planul talibanilor de a guverna Afganistanul. Femeile se confruntă cu un viitor incert. Purtătorul de cuvânt al talibanilor spune că grupul va respecta drepturile femeilor și ale minorităților conform normelor afgane și valorilor islamice.
Dar există în continuare temeri cu privire la libertatea femeilor de a lucra, de a se îmbrăca după cum doresc sau chiar de a părăsi casa singure. O altă temere majoră este că țara va deveni din nou un teren de antrenament pentru teroriști. Oficialii talibani susțin că vor respecta pe deplin acordul cu SUA și vor împiedica orice grup să utilizeze solul afgan ca bază pentru atacuri împotriva Americii și aliaților săi. Ei spun că își propun doar să implementeze un guvern islamic și nu vor reprezenta o amenințare pentru nicio altă țară. Însă mulți analiști susțin că talibanii și Al-Qaeda sunt inseparabili, luptătorii acestuia din urmă fiind puternic încorporați și implicați în activități de formare talibane. De asemenea, este important să ne amintim că talibanii nu sunt o forță centralizată și unificată. Unii lideri ar putea dori să mențină Occidentul dezactivat prin faptul că nu stârnesc probleme, dar alții pot fi reticenți în a rupe legăturile cu Al-Qaeda. Nu este clar cât de puternică este Al-Qaeda și dacă și-ar putea reconstrui rețeaua globală cu ajutorul talibanilor. Situația românilor din Afganistan. La momentul realizării acestui text, un singur român a fost evacuat din Kabul, iar ceilalți conaționali care au anunțat că vor ajutor pentru a pleca de acolo sunt blocați încă în oraș și nu pot ajunge deocamdată la aeroportul securizat de forțele NATO. În plus, ambasada americană din capitala afgană a avertizat că este posibil să nu poată asigura transportul în siguranță la aeroport al cetățenilor străini blocați încă în țară, în ciuda asigurărilor date de Taliban prin care spuneau că vor permite evacuarea în siguranță. Concluzie. Astfel, situația din Afganistan este una mai mult decât complicată. Nu este pentru prima dată când talibanii ajung la putere, dar rămân multe întrebări legate de modul în care aceștia vor conduce țara. Este greu de spus cine sunt adevărații vinovați în această situație, dar probabil un cumul de factori nefericiți au făcut ca situația să arate de așa natură în prezent. Nu putem preconiza ce se va întâmpla în viitor, însă estimările sugerează că talibanii vor începe ușor-ușor să își aplice propriile legi în țară.